Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit cu o nouă ediție a emisiunii Noi despre Noi. Valul disponibilizărilor din cadrul serviciilor Primăriei Generale Chișinău nu poate să nu ne îngrijoreze. Vă spuneam și cu alte ocazii că, din păcate, subiectele luate de noi în dezbatere în cadrul emisiunii Noi despre Noi, tot mai frecvent, ulterior, devin știri de top. Ar părea că e bine, dar nu-i deloc bine. Nu poate să ne bucure previziunile noastre că lucrurile merg prost. Ne întristează, bună oară, faptul că doamna pretor de Ciocana, Galina Bostan, recent demisă de către doamna Silvia Radu, cu câteva luni în urmă nu a plecat urechea la spusele noastre că nu e bine să nu vină la o emisiune. Pentru că, în fond, domnia sa nu urma să vină la un post de televiziune, dar venea în fața telespectatorilor, care cu siguranță sunt și locuitori ai Ciocanei. Nu a ascultat, alegând drumul ignoranței. Omul și-a făcut-o cu propriile mâini, mai exact cu propriul cap. Și atunci, noi cu dumneavoastră, ce vină purtăm? Dacă asculta atent atunci când am fost bruscați noi, jurnaliștii, în timpul filmărilor unei piețe clandestine, dacă nu se poziționa pe atunci în postură de observator, dar de funcționar cu forță de decizie, cine știe, poate că azi nu vorbeam la timpul trecut de doamna pretor. N-a fost să fie. Dă-i moldoveanului mintea cea de pe urmă. Vorba vine. Dragi telespectatori, nu o să obosim să repetăm că noi suntem și muncim doar pentru interesele dumneavoastră, a telespectatorilor. Și dacă doamna Bostan a cam rătăcit drumul, sigur că noi eram obligați să-i arătăm că greșește. Nu pentru a ne satisface propriul orgoliu, dar pentru a spune un adevăr. Acum să vorbim despre disponibilizările în general. Povestea e simplă ca bună ziua. Nu poate o primărie să funcționeze normal atâta timp cât liderul liberal o considera această primărie ca o proprietate privată, ca o vaticană, dacă doriți. Atâta timp cât nu se va conștientiza că primăria aparține chișinăuienilor, atâta timp nu vor conține disponibilizările. Se apropie campania electorală, însă multe lucruri se întâmplă deja ca fiind acțiuni electorale. Am călcat de mai multe ori pe grebla electorală. Astăzi avem șansa de a rectifica niște lucruri. De noi cu dumneavoastră depinde ce o să spunem după 20 mai. Și dacă după data de 20 acest cuvânt înainte de astăzi va mai fi actual, atunci considerați că degeaba irosim cerneala. Haideți după 20 mai să fim mândri de alegerea noastră, să votăm profesionistul, chiar dacă și este reprezentantul unui partid. La urma urmei, considerăm că merităm noi, chișinăuienii, un primar care să fie în primul rând cu gândul la Chișinău, apoi la interesele personale. Acesta a fost cuvântul înainte de astăzi și acum vă prezint invitații din studio și tema la care vom discuta astăzi. Discutăm cu Nichita Țurcan, consilier PSRM în Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Dobrý večer! Bună seara! Stanislav Ghilețchi, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene. Bună seara și bine ați venit, bună domnul seara, Ghilețchi! Bună seara, bine v-am găsit! Și Adrian Andronic, activist, președintele proiectului Orașul meu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Da, tema de astăzi pe care o vom pune în dezbatere se referă la transportul de pasageri în municipiul Chișinău și în special despre situația creată în cadrul întreprinderii municipale Regia Transport Electric. Pentru că de două zile avem un nou șef interimar la această întreprindere și de ceva timp în urmă persoana care a deținut această funcție mai mult de 10 ani a plecat din funcție, este vorba de domnul Morgoci, despre care s-a discutat în repetate rânduri și am avut și emisiuni cu prezența dumnealui, domniei sale în platou. Vrem să vorbim astăzi, dragi telespectatori și stimați invitați, despre cum urmează să fie restructurată această întreprindere. Ce trebuie să se întâmple ca să fim mândri de faptul că urcăm într-un transport în care ne simțim confortabil, în care ne dorim nu să mergem cu mașina privată, cu mașina proprie, pentru că asta ne face pe noi să nu ne urcăm în trolebuze sau în autobuze. Faptul că ele sunt de pe timpul Uniunii Sovietice și nu se mai întâmplă nimic acolo. Și asta ne
ne face și să ne gândim că tot ceea ce s-a întâmplat în decurs de 26 de ani nu s-a gândit la omul simplu. S-a întâmplat niște lucruri despre care astăzi trebuie tranșant să spunem și să punem punct la niște lucruri. În primul rând vreau să întreb pe Stanislav Ghilețchi despre nota cea analitică pe care am citit-o recent plasată pe internet, pe pagina Institutului și acțiunea pe care doriți să o efectuați pe 22 martie, da? Ne spuneți câteva cuvinte despre acest. Da. Institutul pentru Politici și Reforme Europene, începând cu anul trecut, implementează un proiect în colaborare cu autoritățile municipale care se numește Audieri Publice pentru Chișinău. În cadrul acestui proiect dorim să identificăm problemele cu care se confruntă cetățenii pe diferite subiecte, dintre care unul este transport și infrastructura. Astfel, identificăm problema, încercăm să găsim soluții și încercăm să implicăm cetățenii în soluționarea acestor probleme și încercăm să creăm un pod de legătură, o comunicare mai bună între autoritățile locale și cetățenii, pentru că, într-adevăr, așa cum ați menționat și dumneavoastră, la acest capitol autoritățile locale șchiopatează. De exemplu, în anul 2015, atunci când a venit ideea acestui proiect, am constatat că foarte puține decizii aprobate de primar sau de consiliu sunt consultate cu cetățenii și atunci ne-am venit această idee, ce ar fi dacă am avea un proiect în care să dezbatem public aceste subiecte și să invităm reprezentanții mass media și cetățenii ca să ne spună cum văd ei soluționarea acestor probleme. De fapt, este o structură care cu mult mai mult ar trebui să gândească la cetățean. Este vorba despre transportul în care se mișcă cetățenii. De aceea nu înțeleg de ce până acum nu s-a mers la această metodologie de discuții și de... Mă vine greu acum să spun de ce anumiți actori din cadrul autorități locale nu au dorit să construiască acest dialog constructiv. Dar observăm că există o anumită schimbare și aceasta ne bucură. Observăm că sunt organizate tot mai multe discuții publice și un rezultat concret al proiectului care a fost implementat și anul trecut a fost programul de iluminare a trecerilor de pietoni, pentru că am constatat că foarte puține treceri de pietoni aveau lumină proprie și foarte multe accidente se întâmplau pe treceri de pietoni și atunci unul dintre primele politici publice elaborate în cadrul acestui proiect a fost iluminarea trecerilor de pietoni și ne-am bucurat foarte mult atunci când consilierii și autorități locale au demarat programul și astăzi avem, cred că în jur, peste 100 de treceri de pietoni care au fost iluminate cu lumină proprie, astfel încât am securizat aceste treceri de pietoni. Vreau să anunț telespectatorii că pe parcursul discuțiilor dumneavoastră veți vedea niște imagini pe care noi, echipa noastră de filmare, le-am realizat în parcul de troleibuze numărul 1 și veți observa situația deplorabilă în care se află atât transportul propriu-zis cât și spațiul în care este depozitat, verificat tehnic acest transport și oamenii care muncesc acolo, din păcate, mai mult au pledat pentru aceea că vor schimbări și vor să se îmbunătățească chiar și sistemul în sine. Domnul Ghilețchi, până la urmă am văzut că ați venit și cu niște recomandări. Ați făcut o analiză a situației în decursul a 4 ani, din 2013 până în 2017. Ce se întâmplă cu banii câștigați de pe urma tichetelor, da, biletelor, ce se întâmplă cu banii cheltuielile personalului, venitul acestei întreprinderi și cheltuielile pentru personal. Aici, la acest capitol, ne puteți spune de ce în 2017 s-a schimbat un pic raportul? Noi am început analiza încercând să vedem care este situația financiară, pentru că așa... Dar de aici până la urmă și se începe tot. Și se începe foarte mult și la capitolul și transparență financiară, de asemenea, regiile nu stau foarte bine. Așa când vorbesc de regie, am vorbit de regie transport electric și parc urban de autobuz. Am observat că în multe orașe europene există o singură întreprindere care se ocupă și atunci ne-a venit ideea ce ar fi dacă vom analiza și noi posibilitatea de fuziune. Și analizând datele financiare, am constatat că pe parcursul ultimului an, la nivel de indicatori, la nivel de pasageri transportați, la nivel de kilometri parcurși, datele sunt în scădere, dar cheltuielile financiare sunt în creștere. Una dintre concluziile principale este faptul că nu există o eficiență la nivel de productivitate. Adică la regia transport electric și la parcul urban am constatat că sunt angajate mai multe persoane decât ar trebui pentru a presta serviciul pe care îl prestează. Analiza am început de la acest fapt
că fără o intervenție și fără o reorganizare și o analiză, stabilirea unor indicatori economici foarte clare, sustenabilitatea bugetului municipal va fi pusă în pericol, pentru că la momentul actual venitul din vânzarea biletelor nu acoperă nici salariul întreprinderilor. În acest caz nu putem discuta despre investiții în transport sau unități de transport de calitate înaltă, așa cum ați menționat dumneavoastră. De ce este important să analizăm la nivel de ce se întâmplă în aceste întreprinderi. Și una dintre idei este fuziunea, astfel încât să fie aplicate, găsite acele sinergii. Prin aceste sinergii vom putea să obținem integrarea administrativă, ceea ce înseamnă reducerea aparatului administrativ. Vom putea obține și o creștere a productivității muncii prin faptul că deja nu vom avea mentenanță separată autovehicurilor sau taxare electronică. Și toate aceste elemente am constatat că putem să obținem anumite putem să optimizăm cheltuielile pentru a crește activitatea acestei întreprinderi. Domnul Zurcan, explicați-ne în decursul mandatului pe care îl aveți discuții asupra problemelor care în permanență eu le auzeam că există la capitolul cum este organizată munca, cum este transparent organizată activitatea la Regia Transport Electric, ce se întâmpla, care sunt acțiunile consilierilor orientate spre oferirea unei lumini în acest capitol? În primul rând vreau să vă spun că există problemă mare cu RTEC, există mai mare problemă cu parcul urban de autobuze, pentru că acolo e haos total. Spre exemplu, noi cu colegii mei din fracțiunea PSRM noi am elaborat mai multe proiecte care depind de etichetarea electronică, spre exemplu, eu sunt autorul proiectului. Dacă noi vorbim despre autobuze, dacă noi vorbim despre iluminare, care a menționat de domnul expert, noi lucrăm în domeniul acesta, dar avem probleme cu, cum să vă spun, cu tot ce a fost 10 ani înainte. Care situația care au creat domnul Chirtoacă cu gașca sa, mă rog, nu cer scuze de expresie, dar avem situația foarte stranică în parcul de troleibuze, pentru că dacă noi să vedem cifre oficiale, acolo apare întrebare foarte interesant, pentru că, cum menționat colegul, Я в русском скажу. Да, говорите, на каком языке вам удобно. Там возникает очень интересный вопрос. Цифры официальные, которые дает РТЭК, они показывают, что пассажиропоток в день составляет не более 200 тысяч. Угу. Хотя потом, в тот же момент, они говорят, что у них переваливает за 400 тысяч. Каким цифрам верить, непонятно, потому что Домну Маргоч теряется сам в показаниях, когда у него, сколько у него работников, как уже было сказано, они не знают точное количество работников, на сколько тратится. В тот же момент надо понимать, что у нас троллейбусный парк – это убыточное предприятие. Во всем мире общественный транспорт – это убыточные предприятия. То есть, например, если мы говорим даже там, не знаю, за европейские страны, в Берлине 50%, около 50% покрывает муниципалитет транспорта. Ну, то есть погашает их задолженности. У нас эта цифра близится к 80%. Более того, на троллейбусном парке висит кредит, который брали еще, когда был Киртуак примаром. Цифра это тоже... Это был пас, necesar atunci de a lua acest credit? Era un pas necesar, pentru că noi avem troleibuze care în situație foarte urâtă acolo. Este și cu autobuzie problema mai mare, pentru că aproximativ de 85% parcul de autobuze e în situație gravă. Mai gravă pentru, decât troleibuzele, să înțeleg. Pentru că troleibuzele se mai reasamblează, se mai, au mai fost cumpărate, dar autobuze nu prea. Da, domnul Margoci a spus că de 75 sau 80% e cum, обновили парк, а не троллейбусов. Мы видим, что есть троллейбусы новые, которые ездят, есть троллейбусы старые, но их меньше. Но тут сейчас все хвастаются троллейбусом, который ездит на батареях. Но если мы будем проводить исследования и посмотрим, сколько стоит зарядить эти батареи, и они же не говорят, сколько будут служить эти батареи. Один такой троллейбус
обходится муниципалитету в огромные деньги, чтобы вы понимали. То есть это не... дорогое удовольствие, да, до аэропорта ну, ехать на... Ну, как, это вынужденная мера, понятное дело. Это хорошо, что транспорт ездит в аэропорт, тут никто не спорит. Но надо тоже соизмерять. Ну, это на короткий период, да, я так понимаю, нужно ну... будет. Я не знаю, на какой период это нужно будет. Это нужно будет всегда, потому что... Нет, с такими убытками, вы говорили. Они же не показывают какие-то убытки. Это же... Это пока из них не вытянешь. Пока ты не начнешь с ними разговаривать на их языке, данных никаких ты не получишь. И золотое правило урбанистики, к сожалению, о нем мало кто знает в управлениях, которые функционируют в нашей примарии, это создавать город удобный в первую очередь для пешеходов. И для тех людей, которые... в иерархии же первое место в городе занимает сначала пешеход, потом велосипедисты, общественный транспорт, и только потом уже в самом низу этой цепочки находятся автомобили. У нас общественный транспорт, если говорить о троллейбусах, там еще ситуация, я же говорю, плюс-минус еще нормальная. Но если мы берем в расчет автобусы, там беда. Там вообще, ну то есть ты видишь, как сказали, что автобус где типа Флинстоун, так это так и есть. Ты смотришь вниз, ты видишь эти дыры, на них опасно ездить. Адреналин, да, поднимается, когда садишься на автобус. Да. И деньги каждый год, как бы, бюджеты растут. Троллейбусы, вот они сейчас была, хотели провести тендер и ругались с тендером, потому что если бы мы в какой-то момент не вмешались, опять, как есть либеральный советник господин Топало, которому принадлежат автобусы, которые по документам вообще маршрутка 122, и он свободно функционирует в городе. И они ругались, какие автобусы сейчас на тендере будут закупать. Либералы выступали за двухдверные автобусы, потому что такие автобусы есть у господина Топала. Ну это же странно. Они привыкли решать все только в интересах своих собственных. И если мы так будем, к сожалению, продолжать, то беда будет с городом. И так сейчас беда после этого десятилетнего хаоса, который происходит, что у нас функции занимают люди, которые так или иначе были связаны с Киртуак. Кто-то одноклассник, кто-то кум, кто-то сват, кто-то брат. Ну да, это уже, я думаю, что легенды будут наши дети. О să vorbească la acest capitol, la ce dezastru s-a ajuns. Îmi pare foarte rău că în perioada aceea proiectul Orașul meu a avut o idee extraordinară în perioada când nu erau auziți Chișinău. O idee extraordinară de a oferi Chișinăului transport public nocturn adecvat în care să putem să călătorim și să nu devenim după ora 23 să amorțească Chișinăul și să avem și noi o viață în Chișinău de altfel. Ce s-a întâmplat? Pentru că știu că pe 15 martie s-a împlinit 2 ani de când voi ați mers cu această propunere la Consiliul Municipal și la primărie, pe atunci primarul Chirtoacă. V-au auzit așa cum trebuia, au implementat tot ceea ce ați văzut voi în acel proiect. Bună seara, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru invitație, cred că voi fi glasul societății civile în această seară. Pot să vă spun, când am început această campanie, a fost începută de cu totul alt grup care a făcut o petiție online, s-au strâns multe semnături, la care Consiliul Municipal a spus că semnăturile voastre sunt egale cu zero. Atunci proiectul Orașul meu a luat proiectul în mâinile sale și a decis să înainteze cu semnături reale, adică în format fizic. Am strâns timp de 2-3 săptămâni 10.000 de semnături, adică nu a fost vorba de sute, dar de 10.000 de semnături, au fost depuse către Consiliul Municipal Chișinău și a urmat o perioadă de câteva luni de liniște total. Nimic nu vrea să zică, nimeni nu vrea să răspundă, până noi în acțiune de protest n-am început să înaintăm diferite ultimatumuri, diferite moțiuni, diferite reportaje TV la radio prin care noi am spus că noi am depus proiectul, dar proiectul n-a fost acceptat. Atunci primăria a început câte puțin să lucreze, am primit un răspuns, a început un proiect pilot, adică proiectul redus în jumătate în care RTEC făcea niște rapoarte și verifica cum va lucra acest proiect, apoi peste jumătate de an după ce proiectul pilot a fost închis, adică proiectul pilot a lucrat în jur de o lună jumătate, a fost dezbatere publică. Cum să-i spunem, dezbaterea a fost, primăria ne-a spus că proiectul este bun, dar să vedem ce vom face cu el. Ca noi, pe urmă, iar să venim câteva moțiuni, iarăși să venim cu ideea, haideți să nu ne oprim aici, că este un proiect de mare importanță pentru chișinăuieni. Și astfel, Consiliul Municipal, în vara anului 2017, a votat acest proiect și începând cu 1 august, acest proiect se realizează și este și până în ziua de astăzi. Dar de la început au fost preconizate 3 rute, la moment avem 22, 24 și 8. Și numărul 8. Acum, la moment, avem doar 2 rute. Proiectul inițial prevedea
că aceste rute se circule în zile obișnuite de luni până vineri, până la ora 1 noaptea, în zilele de, adică mai bine să nopțile de vineri spre sâmbătă și în sâmbătă și spre duminică să fie până la ora 3 și în perioada de iarnă să fie în fiecare zi până la ora 1. Ceea ce permitea chișinăuienilor în zilele de odihnă, adică în weekend, să circule până mai târziu ca să avem cât de cât un oraș nocturn. Aceste reguli nu au fost aprobate, au fost aprobate doar până la ora 1, după cum avem și acum. Au fost aprobate la fel, trebuia să fie aprobate ca aceste transporturi să circule cu un interval de maximum 20 de minute, adică oamenii să nu stăie să aștepte seara câte jumate de oră, 45 de minute. A fost aprobat undeva în jur la 25 de minute acest interval, adică s-a mărit cu 5 minute. Și a fost scoasă această linie 8 care a interzis transportul nocturn până la gara feroviară, ceea ce este o problemă mare pentru acest proiect, adică era presupus că vor circula în patru sectoare, adică începând cu Botanica, Buiucani, Ciocana, Telecentru și gara feroviară Sculeanca. Gara feroviară a fost scoasă de pe această linie și multe cazuri am auzit și au fost publicate în presă prin faptul că nu se respectă graficul de circulație. Uh-huh. Noi să vă spunem cinstit, nu se respectă nici ziua, nici la trolebuze, nici la autobuze și este o problemă foarte mare. Da, înțelegem, condițiile climaterice în zona noastră sunt mai dificile, unele, să spunem așa, coincidențe, dar sunt foarte dese, de ce nu le mai putem numi coincidențe, iar noaptea în genere este strașnic, mai ales în perioada inițială, când proiectul nu a avut așa mare renume în societate, oamenii nu prea știau de acest proiect, deoarece iarăși a fost o problemă a primăriei, deoarece nu au fost informați oamenii despre proiect, adică transportul circula, oamenii nu știau că este transport. De aceea spunea domnul Morguci că are cheltuieli și merge pe gratis, cu aer în trolebuze, că oamenii nu erau informați. Oamenii nu erau informați și proiectul Orașul meu nu avea acel venit, nu avea acele posibilități ca să informeze tot chișinăuienii despre acest lucru. Da, au fost lipite stickere pe stațiile de trolebuz, dar să fim cestiți, cine stă și se uită pe pereții stațiilor când stă și așteaptă trolebuzul? A fost puțină informație în mass media, puțin a fost la TV și oamenii nu știau. Adică ei vreau să iasă seara, dar știind că transport nu ieșeau. Apoi cu timpul, câte puțin oamenii au început să cunoască și transportul nocturn a devenit un proiect de, să spunem așa, câte puțin, dar succes. Însă nu există o transparență, noi RTEC așa și nu au depus public acele rapoarte prin care prevedea cheltuielile și veniturile din transport public nocturn, nici noi nu știm cum se duc banii, de unde vin, cum se cheltuie banii pentru transportul public. Și aceleași problemele depistați și voi în momentul în care ați început să colaborați cu primăria și cu Regia Transport Electric. Vorbim despre lipsă de comunicare, vorbim despre lipsă de transparență și niște strategii mai avansate timpul în care trăim, pentru că suntem totuși în secolul 21. Și o lipsă de viziune, noi vreau să spunem, pentru că una dintre propunerile pe care le facem noi și analiză este că Chișinău are nevoie de un brand unic de transport. Ceea ce, așa cum a menționat și colegul, astăzi avem un plan de marketing elaborat de Parc Urban, un plan de marketing elaborat de RTEC, care nu știm dacă și există, dar și avem impresia că avem două întreprinderi municipale care concurează între ele, ceea ce nu este, e absurd, este total absurd, pentru că avem nevoie. Ei astăzi, nu concurează, astăzi, ele strag în groapă astăzi, una pe alta. Astăzi transport din Chișinău sau întreprinderi acestea nu sunt interesate cum călătorește locuitorul pe tot sistemul de transport. Ele sunt interesate să-l transporteze pe segmentul lui. Ceea ce, din nou, este o abordare greșită și este o abordare care nu este practicată în alte orașe europene. Noi trebuie să integrăm tot acest transport, să fie creat un singur sistem, un brand unic care să încurajeze și să încurajeze cetățenii să-și lase automobile private acasă și să folosească transportul public. Și aceasta și acesta este element. La nivel de, așa cum menționat, într-adevăr, foarte multe date sunt eronate pentru că noi nu avem astăzi taxare electronică și atunci toate aceste date sunt aproximative la nivel, pentru că odată ce avem doar un bilet de hârtie, este foarte dificil de contabilizat câți pasageri avem într-adevăr care utilizează transportul public în Chișinău. Da, vreau să bucur și telespectatorii și să ne spună și domnul Țurcan niște date dacă le cunoașteți, pentru că astăzi până la urmă am fost foarte insistenți și am obținut totuși un interviu cu noul director al Regiei Transport Electric, Dorin Ciornăi, care ne-a mai spus că până în luna mai va trebui să fie deja tenderul și vom avea până în septembrie etichetarea electronică, da? Sper că s-o avem.
Suficient, dacă domnul spune că da, eu sunt bucur că așa de optimist. Mai realist cred că ar fi până la sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului ar fi un scenariu optimist dacă noi am reușit să, să implementăm. Da, și la acest capitol vreau neapărat, rog regie, acum am să pregătiți materiale video care le-am făcut pe Skype. Vreau să anunț și telespectatorii că am discutat cu Adrian Pleșca, care nu se află în Republica Moldova, prin Skype, și acesta este primul președinte al proiectului Orașul Meu, care a inițiat procedura de informare și de colectare a semnăturilor pentru transportul nocturn. Vreau, vă rog frumos, să vedeți părerea dânsului la acest capitol. S-ar părea că este un subiect epuizat, care parcă s-a strâns semnăturile, parcă primăria a făcut ceva pentru acest proiect, el activează, dar în realitate acest proiect, după cum ați dat și o aluzie și dumneavoastră, nu este ceea ce de fapt ar trebui să fie. Pentru că transportul nocturn trebuie să fie un serviciu accesibil, de care oamenii doresc și simt accesibilitatea și simt că acest serviciu el pot utiliza în orice moment. Din păcate, în Chișinău acum așa nu este. Și nu este, nu din cauza că noi nu putem să facem asta, dar din cauza că atât Consiliul Municipal cât și Regia Transport Electric s-au văzut nu atât de interesați ca până la urmă să transforme acest proiect într-un proiect normal, adecvat, în care oamenii o să știe că transportul public circulă conform orarului, oamenii o să știe că transportul public are o perspectivă de dezvoltare, că după un anumit timp se vor include mai multe troleibuze după ce acest serviciu va fi popularizat, se vor introduce alte rute de troleibuz. Lucrurile astea, din păcate, nu se întâmplă pentru că ceea ce noi am propus ca proiect Orașul Meu atunci când am inițiat această idee a fost că noi să avem 3 rute de troleibuz, ruta 22, 24 și ruta 8. Acum noi avem 2 rute de troleibuz. Noi am demonstrat că ruta 8 de fapt ar fi cu mult mai utilizată decât chiar ruta 22. Dar asta nu s-a luat în vedere pentru că eu nu știu de ce s-a setat acest discurs că ruta 22 și 24 sunt cele mai importante rute de transport public și doar ele trebuie să fie puse în circuitul de transport public nocturn, că asta nu este adevărat. În al doilea rând, noi am cerut transport public nocturn, nu transport public nocturn până la ora 1. Trebuie să revenim la acest subiect pentru că este un subiect nerezolvat. Nu putem să-l lăsăm doar în voia dorului. Din partea noastră s-ar primi că noi am făcut acest proiect doar pentru o bifă. O bifă care noi am atins-o, noi putem să ne laudăm că noi avem transport public nocturn, dar de fapt am atins noi ceea ce am plănuit. Am atins noi acele lucruri pentru care oamenii au semnat acea petiție și pentru care oamenii au susținut această petiție și această campanie de lobby. Eu nu cred că noi putem spune că noi am ajuns la acele rezultate. Revenim în studio. Domnul Țurcan, Consiliul Municipal, la momentul de față, cu un nou șef în fruntea Regiei Transport Electric, consilieri, va ține sub control și veți încerca acum, datorită și audierilor care vor avea loc, iată, de pe data de 22 martie, să schimbăm un pic și dacă ar trebui să restructurăm definitiv, cam câți bani ar trebui ca să investim în acest domeniu, ca să vedem? Я в первую очередь хочу сказать то, что коллеги говорят по поводу того, что надо срочно делать один бренд транспорта, надо делать все под одну. Не показатель того, что в других странах, если есть в других городах так, то надо делать под копирку. Это есть огромное количество примеров городов, где функционируют отдельно, даже автобусные компании ездят отдельно, и они сосуществуют нормально. Тут не речь идет не о том, что если мы сделаем один бренд, он будет работать отлично, и у нас будет все под одним... Я говорю, я хотя не против, то есть это надо было делать давно. Сейчас у нас есть проблемы, которые нужно решать... по мере их поступления. На сегодняшний день, например, то, что вот сказали ребята из Russia Mail Drag, мы фракции поддерживали полностью их проект, и вместе с ними были на публичных слушаниях, и вместе с ними также, скажем так, продавливали вопрос по поводу ночного транспорта. Тоже мы считаем, это очень важная история. Но есть проблема, которая... Я езжу на троллейбусах, исключительно на троллейбусах, передвигаюсь по городу для того, чтобы понимать лучше, как это все функционирует и что надо делать. Я ездил на ночных троллейбусах очень часто. То есть могу сказать точно, до часу ночи есть люди. После часу ночи людей... я никого сейчас не оправдываю, но я могу понять, почему снимали автобусы, потому что троллейбусы. Потому что после часа ночи
с точки зрения бюджета, с точки зрения затрат денег, которые тратятся на перевозку, это вообще нелогично. То есть бывали троллейбусы, которые, я говорю свою собственную историю, мы в выходные ехали вдвоем в троллейбусе с Буюкан на Ботанику. Aici am să vă contrazic, știți de ce? Pentru că ei au dreptate atunci când spun că a fost lipsă de informare. Un simplu caz vă explic. La Dobruja, nu știu dacă știți situația asta, există autobuzul numărul 33, care de mulți ani, eu știu deja de vreo 10 ani de zile, circul ultimul se duce la ora 10, de la stația Terminus, de la gara feroviară până la Dobruja, nu știu dacă Dobrogea. E acest autobuz, pentru că lumea este informată și pentru că lumea știe de existența lui, la ora aceea este plin. Mă înțelegeți? Nu poți să spui că el circulă și pe vânt, și pe ploaie, și pe Lapoviță. Eu știu că eu pot să merg acasă. Este luxul acestor oameni care locuiesc în Sângera, aeroport și Dobruja și știu că... Deci a fost lipsă de informare. Și atunci dacă vor fi oamenii informați despre transportul ăsta nocturn, ei vor veni, vor ieși, vor aștepta și va fi... Это то, что я хотел сказать. Вы опередили меня. Я говорю о том, что если бы у нас в городе, если бы думали в первую очередь... Понимаете, это не... Не то, что это не ответственность, не до конца ответственность муниципальных советников. Понятное дело, что мы можем и должны делать все для того, чтобы город развивался, но и для этого есть ответственные органы. Есть управление транспорта, есть троллейбусное управление, которые обязаны, и они должны были, мне не даст соврать, они должны были информировать. Была указана процедура, что они должны были информировать граждан, они должны были, давали время на телевидении, давали информационное пространство. Об этом все писали, о том, что будут троллейбусы ходить до ночи. Очень огромная история была в социальных сетях о том, что теперь у нас троллейбусы ходят, указывали время. Не надо говорить, что не было в СМИ. Был. Я сейчас никого не защищаю, просто говорю о том, как это было действительно. Проект хороший, его надо внедрять дальше. Нужно смотреть, какие... То есть, абсолютно правы, у нас нет четкого понимания пассажиропотока, то, о чем я сказал в начале. Мы не знаем, сколько людей перевозит конкретный троллейбус. Я каждое утро езжу на работу на 22-м троллейбусе. Я знаю, что начиная с 7 утра до 9:30 это биток. Бетон, как хотите называйте это, не зайдешь в троллейбус нормально. Из-за того, что, опять же, не соблюдается интервал, потому что могут проехать два подряд, а могут ждать по 7-8 минут. Но, опять же, почему это происходит? Это происходит, это все цепочка. Это происходит из-за того, что у нас нет выделенной линии для общественного транспорта. Из-за чего это происходит? Из-за того, что у нас в городе нет нормальной транспортной развязки. Из-за чего это происходит? Из-за того, что у нас нет нормальной градостроительной карты. Из-за чего это происходит? Из-за того, что у нас люди в течение последних 15 лет не занимались абсолютно тем, чтобы вырабатывать какую-то общую единую стратегию развития города. У нас абсолютно нет, до сих пор нет понимания. И я, честно говоря, очень сомневаюсь, что в ближайшие две недели эта стратегия появится. Я очень сомневаюсь, что у людей, которые сейчас сидят в муниципальном совете слева в зале, которые представляют либеральную партию, у них есть до сих пор понимание какой-то стратегии, кроме стратегии самообогащения. Вот они сегодня не пришли на муниципальный совет. Сегодня мы должны были рассматривать вопрос касаемо парка, автобусного парка. Они не пришли, потому что они это показали протест, потому что не рассматриваем земельные вопросы. Их не интересуют земельные вопросы, они не приходят. Но это же ненормально. Люди должны, вы народные избранники, неважно какая, опять же, мы сейчас не уходим в политику. Мы говорим о том, что люди вас выбрали для того, чтобы вы решали их проблемы. Сейчас занимается решением проблем, вот я... Очень всегда поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать истории, связанные с публичными слушаниями. Касаемо электронных билетов, мы провели 4 раунда публичных слушаний, хотя можно только 2. Но мы провели 4, потому что сначала мы позвали отдельно... Да, но у кого есть интерзиат с такой этикетой? И требует ему этикетарь с электроникой. А он был, проект-то был. Проект а фост и лаборат на ну доме и трест, прежде приму примадаты. Я моргоч на... Ну, дом моргоч, а фост и лаборат, де кетри примария... Ну, я говорю, если бы чину са имплементатор. А, стопат приятену коллег де класса, де домну Киртуак, домну Гамрецкий. Дирекция транспорта? Да, дирекция де транспорт. И лаборат проект, кари а фост trebuie de implementat în anul 2013. A fost un parteneriat... Tare greu la noi se întâmplă. Tare lucrurile se mișcă greu. Vă rog frumos, Ligia, chiar mi-e interesant, părerea domnului Pleșca vis-a-vis de etichetarea electronică. Etichetare. Etichetarea electronică nu înseamnă inovație. În lumea normală, în lumea în care cel puțin orașele sunt administrate corect, etichetarea electronică deja
se supune a fi inovată din nou, pentru că etichetarea electronică se consideră un subiect vechi. Acum oamenii încearcă să treacă la etichetarea electronică, să nu mai existe carduri, dar toate cardurile astea să fie încadrate în telefoane mobile. Deci lumea se schimbă foarte rapid, dar noi încă ne gândim la etichetare electronică drept cea mai mare inovație pe care regie transport electric, poate să o prezinte Chișinăului și de atâția ani nu o prezintă. Revenim în studio. Da, pare banal uneori discuțiile noastre în asociere cu țările care deja se consideră care au dezvoltat și noi tot tindem spre ele. Domnul Ghilețchi, știu că pe lângă toate acestea, pe 22 martie vă propuneți și recomandări clare, recomandări pe care se doresc a fi văzute și auzite, ca să nu ajungem și implementate, ca să nu ajungem așa că trenul din urmă, etichetarea să fie o inovație în 2018. Da, adică din proiectul pe care îl vom propune în dezbatere publice pe 22 martie, unde sunt invitați inclusiv cetățenii și locuitorii municipiului Chișinău, noi am analizat această fuziune și am analizat din nou sub aspect de integrare administrativă. Astfel vor fi reduse aparatul central, unde vor putea fi economisite bani, integrarea operațională. Deși sunt de acord că nu întotdeauna este un singur întreprindere care prestează acest serviciu, dar acolo sunt mai multe întreprinderi care prestează acest serviciu sub aceeași umbrelă. Aceea fie avem operatori privați care oricum ar trebui să respecte toate regulile care sunt stabilite de autoritățile locale, dar mai puține cazuri sunt când există două întreprinderi municipale, pentru că întreprinderile acestea nu sunt operatori privați. Noi avem și în Londra, unde sub Transport for London operează foarte multe companii de transport, dar cei sunt, ca și în cazul microbuselor, operatori privați care unul are 10, 20, 200 de autobuze. Dar nu avem cazuri când bugetul municipal finanțează două întreprinderi municipale care ambele duc în faliment. De ce? Direcția de transport. De aceea noi vom încerca să convingem totuși, pentru că sunt datele pe care le avem la nivel de date financiare justifică aceasta. De exemplu, noi avem aproape 7 angajați per unitate de transport în întreprinderi municipale, pe când media europeană este în jur de 3,5. Ceea ce înseamnă că avem personal dublu față de ceea ce ar trebui să avem. Prin urmare, prin această fuziune am putea crește rentabilitatea datelor financiare. Sau referitor la nerespectarea graficului sau graficul sau unitățile de transport nu sunt ajustate conform fluxului. Noi astăzi nu avem un centru operațional care să dirigeze aceste unități. Noi avem în cadrul regiei transport. Acest lucru ne-au spus și lucrătorii de la parcul. În cadrul regiei transport noi avem în jur de 70 de persoane care pur și simplu înregistrează la stațiile terminus ora când a venit acest autobuz. Ei au o foaie, au scris ora când a venit și acolo s-a terminat. Deci avem 70 de persoane antrenate în colectare de date statistice care nici măcar nu sunt făcute publice. Cei ce din nou ne întrebăm care este valoarea adăugată a acestei munci. Adică noi remunerăm anumiți oameni care să înregistreze pe hârtie cum circulă acest care transport, ar fi trebuit, da, cu atât mai mult că aceste persoane nici nu au, prerogativa să majoreze sau să micșoreze intervalul, pentru că el este stabilit din timp și atunci doar un rol de statistician. Și atunci, din nou, avem foarte multe întrebări la cum sunt aceste întreprinderi gestionate și noi considerăm că acum este o oportunitate de intervenție. Există și sprijinul la nivel de consiliu, la nivel de autoritate locală, există sprijinul cetățenilor. Când considerăm, există și un director nou care parcă este mai flexibil și mai deschis și mai transparent. Într-adevăr, este o posibilitate de intervenție ca să modificăm sistemul de guvernanță, ca să asigurăm această punte de legătură, pentru că la moment actual regia, transport și parcul urban nu sunt absolut flexibile față de nevoile cetățenilor, cum am spus. Ele operează în lumi paralele și ceea ce noi dorim să schimbăm acest lucru. Și deci, această integrare ne-ar permite să analizăm fluxul de rute, ne-ar permite să integrăm analiza economică. Posibil, la nivel de rute, în nocturne, ar trebui să ele să nu fie exact cum sunt și ziua, adică poate nu avem nevoie de ruta 24 cum este ziua, să fie exact cum noaptea. Poate ar trebui dezvoltate rute nocturne, în dependență, ca să asigurăm numărul, pentru că din ce sector până în ce sector se circulă și care sectoare sunt pe timp de noapte mai pasive. Noaptea putea să fie direcția de pasageri sau cum circulă pasageri foarte diferită de ce avem ziua. Deci exact. Este foarte important, înainte ca să putem lua aceste decizii referitor la cum circulă, este important să stabilim
să avem această taxare electronică care este vitală pentru a vedea fluxul de pasageri din fiecare sector, orele. Dar nu aveți și revizuirea capacității profesionale a lucrătorilor din parcul troilor? Nu, avem, spre exemplu, dacă noi vorbim despre flux de pasageri, dacă noi vorbim despre orarul, avem ruta numărul 30 care merge spre aeroport. Spre aeroport, da. Acolo este instalate, există 6 mașini, a fost instalate GPS tracker și noi vedem, noi avem date deschise, noi vedem cum merge după orar sau nu după orar. Și trebuie de instalate așa GPS tracker în fiecare rută, pentru că trebuie noi cetățenii, în primul rând, trebuie știți, spre exemplu, că noi avem și în Europa, și în Asia, și în Rusia așa este situația. Spre exemplu, dacă noi vorbim despre Moscova, este în metrou, tu știi că este tablou mare care scrie și peste 30 de secunde vine trenul. Da. 30 secunde au apare, și a trecut, ia câtă trenul vine. Și în țările europene tot așa. Eu sunt de acord, dar un alt element care cred că ar trebui să fie menționat este că noi toți dorim un transport de calitate, dar în același timp avem un cost de 2 lei, ceea ce nou. Deci revizuirea și plății pentru tichet. Aceasta ar trebui să fie o parte a acestei fuziuni, pentru că este... Da, dar aici este... Nu știu care dintre partidele noastre care sunt în Consiliul Municipal va merge la acest lucru, mai ales acum în campanie electorală. Tot nu sunt mulțumiți de calitate, dar din nou... Acest subiect cred că nu se va discuta. Acest subiect va fi pus în discuție, adică noi, pentru că am plătit 135.000 de euro pentru o singură mașină de troleibus. Asta nu e prea, asta nu e o mică sumă. Și voi vă понимали, то есть есть машины, которые закуплены новые троллейбусы. В них же это же непонятно, там же шла через с Белоруссии, через Румынию на Кишинев оплата, непонятно каким образом. Это вопрос весь в транспарентности, как раз в прозрачности. Если мы будем следить, ну, я говорю про нас вместе с вами, ввиду муниципальных советников и гражданского общества и экспертов, если мы будем следить и требовать, чтобы данные были открыты, тогда и не будет этих подорожаний. Мы сейчас выплачиваем огромные суммы, я говорю про бюджет муниципальный, мы выплачиваем кредит за эти троллейбусы. В троллейбусах предусмотрены в новых места для кондиционеров. Этих кондиционеров нет, не установлены. Почему? Потому что люди занимались тем, что они списывали. Они как там что-то подрихтовать, там что-то забрать. Aici apare întrebarea mea simplă. Domnul Morgoc era irresponsabil sau era susținut de către cineva? Pentru că eu nu vreau să înțeleg. Nu e vorba despre numai domnul Morgoc. Dar și mai mult, și direcția transport electric. Există probleme și în primărie. Pentru că eu vreau foarte mult, că îmi spune regia că avem 4 minute, vreau telespectatorii și dumneavoastră, dragi invitați, să vedeți interviul care l-am făcut astăzi, scurt, destul de scurt, cu noul director interimar al Regiei Transport Electric, Dorin Ciornă. Vă rog frumos! La momentul actual, Regia Transport Electric activează în regim viabil toate cele 302 unități preconizate pentru deplasarea călătorilor în municipiul Chișinău în zile de lucru este asigurată. Deci ne conformăm condițiilor meteo existente, practic abateri de la grafic nu sunt, deci întreprinderea activează în regim normal. Am dorit mult să ne conformăm tendințelor mondiale, deci asamblarea și implicarea electrobuselor în municipiul Chișinău. Este un avantaj din punct de vedere economic, în primul rând, într-al doilea rând, un confort pentru cetățenii municipiului Chișinău. Deci, supralărgirea rutelor și accesul către suburbiile municipiului Chișinău. Deci, pentru anul 2018 ne-am propus asamblarea 20 de unități de transport, dintre care 5 cu tracțiune autonomă, asamblate în municipiul Chișinău, și 15 troleibuze ordinare. Toate cele 20 de unități de transport vor fi dotate cu echipament pentru aer condiționat, pentru confortul cetățenilor municipiului Chișinău. Deci, la fel, acestea au un consum mai mic de energie electrică, la fel un avantaj pentru Regia Transport Electric, pentru situația financiară care o avem. Ne propunem modernizarea întreprinderii, diminuarea cheltuielilor, deci urmează un studiu detaliat, o examinare detaliată în general a activității Regiei Transport Electric pentru o bună desfășurare în continuare.
Am revenit în studio. Sper că deja faptul că noi am ajuns în biroul directorului Regiei Transport Electric este un lucru plauzibil, pentru că până acum domnul Morgoci nici nu mergea la conlucrare, nici nu reacționa. A venit în studio, dar nu era așa. Și îmi mai doresc ca oamenii cu care am discutat și probabil ei singuri vor recunoaște acum, ascultând, vizionând această emisiune, că există unele probleme și să nu le fie teamă să vorbească și să spună domnului Ciornei despre aceste probleme. Cel mai mult îmi doresc ca domnul Ciornei și primăria să țină cont de faptul că lucrează acești oameni în niște condiții de pe timpul Uniunii Sovietice, într-un frig groaznic acolo, și pe timp de ploaie sau vânt sau ger nu li se oferă niciun echipament necesar pentru a munci în aceste condiții. Asta îmi doresc foarte mult, pentru că asta am discutat cu oamenii simple în parcul urban numărul 1. Domnul Andronic, ce vă doriți? Cum să fie troleibuzele la noi, în afară de acest proiect de transport nocturn? În primul rând, eu cred că toată societatea civilă vrea ca această analiză sau acest raport care îl va face domnul Ciornei să fie total public și să fie cu date reale și cifre reale, astfel ca societatea civilă și fiecare cetățean să fie la curent cu ceea ce se întâmplă în Regia Transport Electric și parcul urban de autobuz, deoarece vă pot da un exemplu foarte scurt. Ziua transportul, troleibuzele merg foarte încărcate, în timp ce autobuzele merg goale, pustii, cu două-trei persoane, ceea ce am văzut eu personal, ard combustibil care nu este așa de ieftin cum în alte țări, și spune întrebarea cine lucrează, cine face aceste analize și cine ia în calcul analizele care se fac, ca să fie publicat un raport, așa că noi să știm ceea ce se întâmplă și că aceste date să meargă spre o evoluție a transportului, dar nu așa că se fac date statistice, dar se fac doar pentru bifă. Vrem ca aceste date să fie luate în considerare la următorii pași care vor fi puși în funcție pentru a moderniza Regia Transport Electric și parcul urban de autobuze. Să înțeleg că proiectul Orașul meu va ține sub control atât implementarea în continuare a proiectului propus de dumneavoastră cu transportul nocturn, dar și celelalte. Veți veni și la dezbatere publice? Da, desigur. Este prerogativa numărul 1 acum proiectul Orașul meu. Am înțeles. Domnul Ghilețchi, așa cum s-a menționat, problema este una complexă, adică noi nu vom putea prin o audiere, nici două, nici trei, să rezolvăm aceste aspecte. De aceea noi pledăm pentru o abordare a pașilor mici, adică vom încerca să identificăm într-adevăr probleme care se confruntă, să identificăm soluțiile, să implicăm atât mediul academic, societatea civilă, cetățenii simpli în rezolvarea, și sperăm că prin astfel de exerciții să putem să responsabilizăm atât operatorii municipali, întreprinderile municipale, cât și funcționarii care trebuie să plece urechea un pic mai mult la doleanțele cetățenilor. Dar așa cum s-a menționat, este importantă și implicarea noastră, adică nu putem să așteptăm că altcineva va face și munca noastră de cetățeni. Este foarte important să ne implicăm în aceste procese decizionale ca să ne facem voce auzită. Господин Цуркану, надеемся, что и консильери вор цине пульсул, и ведь мерджи... Нужно в первую очередь думать... Ну, не надо восхвалять директора, прежде чем он несколько дней стал только... Мы не восхваляли, мы просто говорили, что господин Моргач... В общем говорю о том, что хвалить не надо, человек только... Он даже на функцию еще не вошел, он исполняющий обязанности. И проблема, как я еще раз говорю, проблема здесь не в том, что кто-то был главным, кто-то был не главным. Это была единая схема работы. Сейчас нам в первую очередь нужно выбрать человека, который будет стоять во главе всей примарии и правильно расставлять менеджмент. У нас будет шанс сделать этот выбор 20 мая, и нам нужно сделать этот выбор правильно для того, чтобы во главе всего города, всего муниципия стоял человек, который будет правильно распределять людей по функции, исходя из их профессиональных качеств. Вот так должно работать, и только тогда у нашего города будет развитие и у всего муниципия в принципе, потому что та ситуация, которая сейчас, людей можно бесконечно снимать, ставить новых, и ничего не меняется, потому что схема, которая была, она до сих пор остается. Да, вот. Am ajuns la cuvântul meu de început, ceea ce am spus eu, că trebuie să ne gândim foarte bine atunci când ne facem alegerea și să nu ne văicărăm după aia 4 ani sau mai mult, 10, cum am făcut-o. Vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o seară frumoasă dumneavoastră și, dragi telespectatori, ne revedem marți și vineri la 19:00 la emisiunea Noi despre Noi. La revedere!